Senatul a votat astăzi în sesiune extraordinară în calitate de primă cameră sesizată propunerea legislativă de modificare a codului penal despre care opoziția acuză că protejează infractorul și nu victima. Proiectul, care a fost inițiat de parlamentari PSD și ALDE, a întrunit 74 de voturi pentru, abțineri și 28 împotrivă. Senatorii au aprobat toate modificările la codul penal propuse de raportul Comisiei Speciale pentru Legile Justiției, condusă de Florin Iordache. Niciunul dintre cele 161 de amendamente respinse în comisie nu a trecut în plen. Inițial, parlamentarii PNL și USR au refuzat să participe la ședința Senatului în semn de protest față de modificările aduse de PSD și ALDE la codul penal. Cu toate acestea, cvorumul a fost asigurat de parlamentarii PSD, ALDE și UDMR, care s-au mobilizat rapid. La ultimul apel în plen erau prezenți 73 de senatori. Ulterior, opoziția a revenit și ea în bănci. Comisia Iordache a redefinit abuzul în serviciu, iar opoziția a susținut că noua formă l-ar putea ajuta pe Liviu Dragnea să scape de condamnare. PSD a votat un nou mod de a fura, hoția altruistă, în care împarți cu ceata de haiduci politici ce ai furat de la români, a spus un senator USR de la microfonul plenului Senatului. Legea merge la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.